Bună, dragilor, suntem, iată, în grădina Rarissimo, grădina restaurantului Boulevard din Ploiești. De ce suntem aici? Simplu și la obiect să facem o tocană sau un ghiveș de legume. Am venit în grădină pentru că s-au copt vinetele și vrem să le folosim. Dar nu vrem să le folosim și dumneavoastră să nu știți că noi folosim vinetele și la un ghiveș de legume, dar și salată de vinete, etc. Dar de pe masă lipsesc vinetele și ca să vedeți dumneavoastră că de fapt le culegem din grădină, că de asta am venit, să mergem să culegem vinete și să vedem ce mai luăm de acolo, să facem un ghiveș. Apoi vă spun cum și în ce fel folosim ingredientele de aici de pe masă. Și mai folosim și aici ceva nou, un ou, un grătar ou, o să vedeți în ce fel, pentru că suntem deja într-o situație dificilă, cum și dumneavoastră puteți fi acasă, să gătiți pe un grătar. Asta vom face astăzi, ghiveci de legume la grătar. Să vedem! Mergem să luăm vinete și ce-o mai găsi. Și asta. Am niște vinete mai fitnessist, așa. Mai și pe aici. E marfă, uite. Ia uite tu ce am aici. Gata. Adăiuț. Și o să mergem să iau și foi de dafin. Am adunat, ne ocupăm puțin, le spălăm și le punem la treabă. De ce un ghiveș de legume și nu o tocană de legume? Să lămurim și treaba asta. Tocana este pe bază de ceapă și sos, deci ea are un sosuleț, așa să zicem noi, mult mai legat și e preponderent sosul. Dacă facem un ghiveș de legume, preponderent este leguma. Și avem legume din belșug aici pe masă pentru ghiveciul nostru și, bineînțeles, vedeta ar fi vânăta. Avem, în prima fază o să punem uleiul, ceapa și usturoiul să călim, coacem vinete, coacem roșii, coacem ardeiul, capia, ca să-i dăm așa un gust de fum. După care adăugăm morcovul, dovlecelul, ardeiul. Avem aici niște țelină, tije, apio, cum îi spunem noi. Avem și cartofi, avem și mazăre și la urmă de tot punem un buchet garni cu foi de dafin, cu rozmarin, cu cimbru, ce am adunat noi din grădină. Îi dăm culoare și o să avem un ghiveci foarte, foarte colorat. Așa sperăm. Am pus ceaunul la încălzit. O să punem vinete la copt. O să punem ardeiul la copt. Coacem puțin vâneta. Coacem puțin ardeiul. Coacem puțin roșia. Atât deocamdată. Prima oară luăm roșiile, că ne interesează sucul de roșie. Cu ocazia asta dăm și pielea la o parte. Le tăiem grosier, le punem în ulei. Oh! Oh!
după ce le-am scos, bineînțeles că dăm un pic de sare, le dăm folie, 2-3 minute să se înăbușe, după care o să le dăm jos pielița. O să punem un praf de sare acolo în roșii ca să scoatem cât mai mult posibil apa din ele. Pentru că, după cum v-am spus, după ce se va muia bine, le vom pasa, pentru că nu vreau să am semințe în ghiveciul meu. Deci cu un cuțit foarte lejer se ia pielea. Să le strecurăm puțin. Am pus ceaunul înapoi pe jar, am pus din nou puțin ulei. Urmează ca toate ingredientele legume ce avem aici, inclusiv două vinete crude, ardei capia, dovlecel, morcov, ceapă, usturoi și la urmă punem mazăre și cartofi. Bineînțeles, lăsăm la urmă sucul de roșii. De ce? Ca să nu întărim legumele. Da? Acum putem pune apă să controlăm mai bine. Bineînțeles că scoatem maxim de semințe și la astea. Am tocat legumele crude și le adăugăm în ceaunul nostru și punem capac. Acoperim cu apă din nou. Am acoperit cu apă legumele și le lăsăm la fiert până când cartoful este semifiert. Atunci vom adăuga legumele cu gust de fum, legumele coapte și dovlecelul. Asta cred că 15 minute maxim.
Bineînțeles că le tăiem și pe ele, nu le putem pune întregi. A venit momentul să adăugăm și legumele coapte plus dovlecelul. Avem 170 de grade. Legume. Avem legume, multe legume. Avem mazărea. Care, din fericire, e prefiartă. Dacă n-ar fi fost prefiartă, atunci o lăsam și pe ea 5 minute. Adăugăm sosul de roșii. Amestecăm. Dacă avem cu ce. Dăm clocot și punem buchetul de aromatice. Le legăm. De ce le legăm? Să le scoatem, să nu ne încurce pe acolo prin tocană. Le ținem 5-10 minute, luăm de aici toate aromele și pe urmă îl dăm la o parte. Fonta asta ține foarte bine. Avem o mâncare de post foarte parfumată și nu putem să servim o mâncare de post fără o bucată de mămăligă. Puțin ardei iute să avem un zvâc. O mână zdravână de pătrunjel. Priviți, o mâncare pastelată. Ce-ți mai rămâne de făcut? Poftă bună, spor la treabă!